Cea mai mare lipsă de procurori se înregistrează la parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, plus 4 angajați urmați apoi de parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău și parchetul de pe lângă Judecătoria Podu-Turcului, unde sunt mai puțin cu 2 procurori. Singurul loc unde organigrama este completă e parchetul de pe lângă Judecătoria Buhuș. Așa se face că multe dintre plângerile primite chiar și în urmă cu un an sau jumătate de an au rămas nerezolvate. Totuși, deși numărul cauzelor mai vechi de 6 luni de la sesizare au înregistrat o creștere comparativ cu anul precedent, această situație trebuie analizată în contextul creșterii cu 5% a numărului cauzelor de soluționat și al deficitului de personal, parchetele funcționând în 2013 cu 79% procurori, un efectiv mediu de 88 procurori într-o schimbă proată de 111 procurori. Dintre aceștia, 9 fiind procurori stagiari, respectiv 9%, iar pentru 36 procurori nu a existat o continuitate a activității datorită fluctuației de personal. Cu toate acestea, procurorii de la parchetele din subordinea Curții de Apel Bacău au înregistrat valori peste media pe țară în ceea ce privește cazurile soluționate cu rechizitorii. Se remarcă la numărul de rechizitori întocmite pe procuror, parchetul de pe lângă Judecătoria Onești cu 65 rechizitorii, parchetul de pe lângă Judecătoria Mâinești cu 55 rechizitorii și parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău cu 55 rechizitorii, media pe țară la nivelul parchetului de pe lângă Judecătorii fiind 34,65 rechizitorii pe procuror.